Slava lui du Mésio, c'est un seconde à l'Ukrilo. Et à Slava un paradis, c'est un chercheur à l'Ukrilo. Proverbe le 12, je tiens verset 2. Un chapitre 2, Esther à chapitre 2. Je crois qu'on nous beaucoup de choses. Un sur chit. la le chapitre 2. Un autre chapitre 1, nous avons se peu d'esprit. estera Da, capitolul 1 de fapt ne pune contextul ca să înțelegem în ce context se desfășoară această, această întâmplare. Și cum am spus ieri, nu s-a stau foarte mult pe aspecte să zic, uh, istorice, culturale și așa mai departe. Dar mă interesează aspectul spiritual. Ce, ce mă învață din punct de vedere uh, spiritual. Deci, este doi. După aceste, versetul 1, după aceste lucru, când s-a potolit mânia împăratului, Ajveroș, s-a gândit la vasti, la ce facuse ea și la o tărere luată cu privire la ea. Atunt che che sluja l'apparato li ausis, sa se cautet pentrum -en parat nist te fete, fetuo moi Un parat sapuna in toi te tinutre le parati a lui, dregatori insartinas, sa stringa pe toi te fete le fetuo chou, moi ce. In capitala suza, in casa femei lorso privigera lui egaile, fameno l'apparato le cipasitoro le femei lors, car sa le le tribinchoa ce pentro Și fata care va place împăratului să fie împărateasă în locul lui Vasti, pare aceasta a fost primită de împărat și așa a făcut. Um, sincer, câ când am citit din nou, bine, nu e prima dată când citesc cartea aceasta, am citit-o de câteva ori. dar uh, mereu vreau să, să vin cu ochii noi, sens, cu o privire... Nu, pentru că atunci pot să văd lucruri care nu l-am văzut înainte. Și citind această porțiune, sincer, am vrut să trec repede mai departe. Am zis, nu văd ce vei găsi tu aici să înveți din acest concurs de mis. Și când zic concurs de mis, zic în mod elegant, dar nu a fost chiar un concurs de mis. Pentru că ce se întâmplă acolo, probabil, în contextul lor, era ceva normal, dar pentru noi e, 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 e ciudat, e mai mult decât ciudat. Sa, sa dune nu doar din, pentru că Biblia zice aici, zice, um, să pună în toate ținuturile Dinem pareti a lwi. Desh nou sa limitat la souza. Bukure chou nou e rade a jons. Trebya che Yashou, che Kluj, che Oradea, che Brachov, che Pite, che Ploest, che Sigetoul Marmatye, che... Nou chou. Poate ti nou toun li. Pistay pouti ni kapital anou e rade a jons. Che... E, 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 ce e ciudat este că, adică pentru, pentru, noi, este că nu era vorba că ele erau bine îmbrăcate și defilau înaintea lui și el zicea, și el zicea, ok, ia de fapt o să fie împăratească. Nu. Trebuia să vină la împărat. Să petreacă o noapte cu el. Și apoi el a va să o tariască. Deci nu e un concurs de mis, nu e doar că vin și ok, s-a îmbracat frumos și alege cine este. De, atunci aceea când citam asta, că când am recitit asta, am zis, capitolul ăsta e mare, aleargă spre celelalte versete, sunt lucruri mult mai interesante acolo. Și totuși, apoi am zis, nu, dar da, stai puțin, uite-te mai atent. Ou are nou yet cheva et ka renvets? Ou are nou existoun prantipol din an parati et ka renvets a et? Ou oh, bada? Bada, bada. Ehm, um, Dar ca să răspund, să încerc să răspund la o întrebare care am și si spus de, de ce, de ce regele nu s-a oprit la București, de ce trebuia și si celelalte ținutul. O, 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 o să citesc ce, ce, a spus un alt rege și uh, si apoi vom vedea de fapt uh, principiul spiritual, care uh, putem, putem învăța și care e unul foarte important în, în viața noastră. Ok, e un alt rege care se numește Eclesiastul și iată ce scrie, ok? Sorile, să nu vă supărați, pe mine nu eu am scris asta, dar uh, o să mergem dincolo de aspectul relației între femei că Uh, principiul merge dincolo de acest aspect, ca să zic așa. Dar uite ce spune uh, Ecclesiastul. Ecclesiastu, 7, 28. Iată ce îmi caută acum sufletul și n-am găsit. Din o am găsit un om, dar o femeie n-am găsit în toate acestea. dintr-o mie, am găsit un om. Și mă opresc aici. De fapt, nici nu trebuia neapărat să citesc restul versetului, că nu e, nu e partea cea mai importantă. Dar, vorbind din punct de vedere omenesc, apoi să trecem la, la aspectul spiritual. Vorbind din punct de, uh, punct de vedere omenesc, deși este șocant, deși E un scandal, adică pentru noi care trăim în alte vremuri ce se întâmplă în aceste patru versete din capitolul 2. Uh, Regele mobilizează toate ținuturile lui pentru că caută, dacă pot să spun așa, o perlă. Kauda ou feme deosebit sa, ou fat deosebit. Shistiyak daka adouna dwar kema dwar trezech. Probabilitate sa gassaske atya per la unika ye fwa temika. très bien s'amobiliser, c'est tout si nous tous. a fonctionné. On s'avait d'un petit nagasite Des fois, petit nagasite hum. un petit Nargacite. Chahiti, ça me moment-là, c'est un spirituel. Este unul destul de misterios pentru mine, pentru că văd doar un aspect din el. Și aș vrea să înțeleg mai mult din el, dar o să-ți prezint aspectul care îl văd și anume, într-adevăr, trebuie, trebuie să cauți printr-o mie ca să găsești unul. Și aici nu mă refer doar la oamenii. Deși și la oamenii o să aveți asta. Trebuie să se nasc mulți oameni. Înainte să se nasc unul care este deosebit, care face diferență. Trebuia să se nască mai mulți înainte să se nască unul care se numește Enoch, care a fost luat. Biblia zice, n-a mai fost pentru că Dumnezeu la luat. Apoi trebuia să treacă ceva timp să se nască niște perle, niște oameni deosebite. Vreau să vorbesc, nu știu, de, de Avram, vreau să vorbesc de Isaac, vreau, vreau, bine, da, pot să vorbesc și de Isaac și Iacov, în sensul că uh, au trecut anumite generații până să a născut această generație. Um, trebuie mulți Mulți ca să ajungi la ceea ce este deosebit. Uh, dar înainte să merg mai departe să vorbesc despre asta, vreau să fac un, 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 un mic, cum uh, să zic, să fac o, o atenționare da, pentru uh, cei care vor să se căsătorească fie barbat bărbat fi femen, nij de koum nou aplika prinsipou lasta. Nou, nou vorbesk uh, despo prinsipou lasta ensen soul ke trebes kounosh ou miye de kandidats kasa lej ou nou. Desi nou aplika asta uh, in domen ou la chenstak. Kare inskriptou aveske moul swamen ni uh, uh, sa wante lit, a fos prezentat chisa ou kasa tore da nou avou nevwe sa fak uh, nij tou l konkours. Desi Nu aplica asta uh, ca să alegi viitorul tău soț sau viitoarea ta soție. Hai să, să, să trec printr-o mie ca să găsesc unul sau uh, una. Da? Pentru asta, roagă-te și lasă-te, um, ascultă inima ta și lasă-te și ca la de... de Uh, Ruagă-te, lasă-te că de Dumnezeu. Deci, te rog, o să vorbești de acest principiu, dar nu l-aplica în acest domeniu. Na? De fapt, aplica asta în domeniul să-ți alegi viitorul, să-ți sa să cunoște o mie ca să alegi, e uh, destrabalare sau. Deci, ok. Dar, hai să-ți dau un exemplu. Că o să zici, da, dar ok, cum, uh, ok, practic de exemplu, cum ar arata asta principiul de care vorbești dacă nu, e, nu vorbești de, uh, 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 de exemplu, de, de casătorie când un om își alege soția sau o uh, soție uh, uh, alege un barbat. Hai să-ți dau un exemplu. De acest principiu îl numesc unul la o mie. Nou yam gesit alt noume. Unou, la oumi. Uh, o os, sa vorbim despre ye. Da, as kase kase enke, aisez da w toto choun um, un ekseplo. Da. Ana, mama lwi Samuel, atribuise se waj de mai multe ori. Pentru Samuel, până a ajuns la rugăciunea care a declanșat nașterea lui Samuel, bine, declanșat, nu știu dacă e cuvântul, care a produs la rugăciunea care Dumnezeu a ascultat-o. A trebuit să se roage de mai multe ori. Uneori trebuie să Te roge de plusieurs théories pour un lucru, ca ça ait résultat. Mais non parce qu'il existe, bien, c'est suis, dire, il y a deux choses qui se peuvent intempler. Quand te roge de plusieurs temps pour un lucru, un aspect qui se peut intempler c'est que sous ma rugatine leur sous ma rugatine leur până la urmă aduc un impact și un rezultat. Pentru că ai, ai fost perseverant, ai fost perseverantă. Că asta este un aspect, da? Dar există un alt aspect, unde te-ai rugat de multe ori și ai un rezultat nu din cauza cele multe rugăciune care ai făcut, dar din cauza una. Dar pentru că ai făcut, te-ai de mai multe ori. Ai ajuns să perfecționezi acea rugăciune și ai făcut una care a avut impact. Celelalte n-au nicio treabă în impactul care ai avut. De exemplu, de multe ori vă dau, uh, nu, asta nu s-o dau, o să zic foarte scurt, uh, mărturia când, atunci când eram tot timpul bolnav, m-am rugat de mai multe ori și nu s-a întâmplat nimic. Dar odată, am făcut o singură rugăciune, ea a produs rezultatul. Nu cele zeci de rugăciuni care am făcut înainte. Unul la o mie. Uneori trebuie să faci un lucru. De mai multe ori, până te perfecționezi și ajungi la un moment dat să faci acel lucru într-un mod așa perfect. Devine okay, astazio, uh, Dumnezeo, dino, kadrez, uh, uh, ke devine ou per la dintro miye. Ok, astaz yo samou preska itch. Dumnezeyo, sate bine kouvintese, an chèk di nou samou kadreze, intim, kontinuam mwenet, ke Diyo te benis.